Oamenii din sală, cei prezenți, să pună întrebări dacă vor socoti de cuvință, numai pentru a preciza, n-ați văzut, n-ați pipăit acest volum și măcar cu prințul să vi-l transmit, nota asupra ediției, studiu introductiv, lista documentelor, sunt 270 de documente. Anexe. În anexa 1 este convenția despre care a vorbit domnul Barate, convenția de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război din 27-29 și o altă anexă, lista celor 500 de ofițeri români eliberați prin decizia guvernului sovietic la solicitarea guvernului României din 11 martie 46. Una dintre întrebări, probabil că va fi din sală, ce a făcut guvernul României pentru acești prizonieri. Practic, ce demersuri s-au făcut după semnarea convenției de armistițiu. Înainte de a trece la discuții, la întrebări, doresc de toată inima să felicit autorii acestui volum. Este o muncă colosală, numai citind, vă puteți da seama cât efort are supus, domnul Barate vorbea de faptul că prima dată a luat contactul cu aceste documente, s-a ocupat de documente în 98. Noi știam despre aceste documente în 92, când o echipă de istorici români, a fost inițiativa domnului profesor Scurdu, aici de față, au făcut o vizită în toate arhivele din Uniunea Sovietică, arhiva despre care vorbea domnul Varate, că era Sovii Arhiv, asta era denumirea, și acolo am aflat de la directorul adjunct al arhivei că există și dosare prizonierilor români. Dar a început ideea a pătruns și eu sunt încântat că, uite, după atâția ani de zile, că practic activitatea de selectare a început, din câte știu eu, după semnarea acordului între IDR și arhivele rusești. Mai 2010. Dați seama, într-un timp foarte scurt s-a reușit să se scoadă un asemenea volum care, cum spuneam, sunt mari documente, și aparat critic, cu explicații detaliate. Asta presupune faptul că cei care s-au ocupat de editarea volumului au avut foarte, foarte mult de lucru. De toată inima, felicitări pentru ceea ce au făcut. Este o premieră și acest îndemn pe care dumneavoastră îl adresați tinerilor, mi se pare că este cercetător, și mă să stăstână, se justifică. Continuă această activitate. Eu în octombrie am fost cu colega noastră, Șara Cristina Diac, la Arhiva Cominternului. Acolo am găsit la masă de studiu pe domnul Schipor. Continuă această activitate. Noi ne ocupăm, sigur, de cominterniști, dar în rândul lor sunt, mă rog, s-a desfășurat și activitate, adică în rândul prizonilor de război s-a desfășurat și o asemenea activitate de către reprezentanța cominternului. Sunt într-o totul de acord cu dumneavoastră că există disponibilitate la partea rusă de a colabora de aceste, chiar pe momente foarte sensibile, sigur, e nevoie și un anumit climat în relațiile dintre România și Federația Rusă și speranța mea este că pe un climat mai bun s-ar putea realiza progrese și în alte, să spunem, probleme sensibile în istoria relațiilor dintre țările noastre, ci cei care sunt prezenți știu la ce mă gândesc. Cu asta închei și am să începem seria de întrebări, comentarii. Înainte de întrebări, vreau să fac o mică precizare. Pentru domnul Buga a atenționat. Deci, apariția în anexă la acest volum a convenției de la Geneva din 1929 nu este întâmplătoare. Lucrând asupra volumului, am constatat că practic, acest document, care la vremea respectivă a fost publicat în Monitor Oficial, după aceea n-a mai fost republicat în nicio ediție, în nicio colecție de documente la noi. Faptul se explică simplu. În 1949, în urma unor negocieri între
reprezentanții statelor lumii, s-a adoptat o nouă convenție și tot la Geneva. Și practic se opera cu noțiunea convențiile de la Geneva de la 1949. Ori până la 1949, timp de 20 de ani, două decenii, a fost în vigoare sau a fost valabilă convenția de la Geneva de la 1929. Practic, pentru perioada războiului, era în vigoare această convenție. Deci am ținut neapărat să publicăm textul integral al acestei convenții pentru a se putea înțelege ce s-a respectat și ce nu s-a respectat în acest document. Caracter internațional, sau document care face parte din dreptul internațional. Deschidem serie de întrebări, comentarii. Vă rog, doamnă, cu la poziție. Mă numesc Vintelescu Vasile, sunt de profesie magistrat. Aș vrea să pun domnului Vitalie Voracin că următoarea întrebare. Se știe că acțiunile militare desfășurate de armata română în alianță, fără alianță, fără alianță scrisă. Da, fără alianță cu Raiul, au durat de la 22 iunie până la 23 august, când, după răsturnarea regimului antonescian, armata română a încetat ostilitățile militare împotriva armatei roșii. Întrebare. Evident că în perioada 22 iunie 41 până la 23 august au fost făcuți prizonieri militarii români în cursul operațiunilor militare. Dar, deși intervenise încetarea ostilităților, comandamentul armatei, guvernul sovietic a dispus capturarea militarilor români. Unele surse indică 130 de mii, alții 140 de mii. Întrebare. Acești prizonieri capturați după 23 august 1944 se includ în cifra totală de 186 de mii indicate de arhivele rusești? Și care este numărul generalilor și ofițerilor români căzuți în captivitate sovietică? Domnul Maestru, în studiu introductiv al acestei cărți, acestui volum, am un subcapitol, un capitol separat, privind evoluția numărului prizonierilor. Se exponează două cifre, 187.000, și avem majoritatea documentelor, și la un moment dat, șeful Direcției Generale, generalul Petrov, Direcția Generală pentru Probleme Prizonierilor, menționează cifra de 230.000. Sigur, se pot discuta aceste cifre. Partea sovietică operează, sau opera partea sovietică, acum partea rusă, dispune de aceste cifre, 187.000, sunt cei care au fost înregistrați vii. Deci, repet, au fost înregistrați vii în labere. Nu este exclus că exista și această evidență paralelă, numărul celor capturați, pentru că cei 187.000 au dosare. Restul ar putea fi cei care au fost capturați, dar au rămas o perioadă, că exista acest fenomen, rămâneau o perioadă în așa zisele lagăre de conectare sau lagăre de tranzit. Eu am menționat că, spre deosebire de prevederile sau stipulațiile dreptului internațional, un prizonier de război, dacă este capturat de către o armată inamică, el rămâne în custodia acestei armate. Ori Uniunea Sovietică nu s-a procedat, adică nu s-a urmat acest principiu și prizonierii de război au intrat în custodia NKVD-ului, Ministerului de Interne. La un moment dat, și istoricul rus Kolerov spune, la un moment dat, către sfârșitul anilor 40, NKVD-ul devenise principalul subiect al relațiilor economice în Uniunea Sovietică. El dispunea de forță de muncă masivă. Și atunci el era un livrator de forță de muncă. Aici am publicat chiar și unele documente care erau acele contracte, care condițiile, stipulațiile contractelor care prevedea ce avea de pe urma, să zicem, livrării unui număr de câteva mii de prizonieri către o mare întreprindere sau către un mare șantier sau către, știu eu, minele de cărbune, etc., etc. Deci, practic, NKVD-ul opera cu această masă de oameni. În referitor la întrebarea dumneavoastră, care din aceste cifre sunt valabile? Nu pot să vă spun certitudine. Stadiul de, să zic, cercetare a problemei nu permite nici chiar germanilor, cu tot pedantismul și caracterul lor foarte strict al studiilor, nu le permite, se vehiculează tot așa diverse cifre.
Noi cunoaștem numărul pierderilor, dar nu putem să știm exact câți au fost împrizonierați. Pentru că este o categorie distinctă acum. Pierderile sunt unele, prizonierile sunt alții. Acum, la acest aspect, în ce privește numărul de prizonieri, deci, din calcule foarte aproximative, am ajuns la concluzia că, practic, din numărul total de prizonieri, cam un sfert au fost făcuți prizonieri în perioada când eram în ostilitate cu Uniunea Sovietică. Restul au fost în perioada după ce am întors armele. Acum, a durat această perioadă, din noaptea de 23, sau din ziua de 23, spre 24 august, până în 12 septembrie. Dacă mergeți la arhivele militare, veți vedea rapoarte, numeroase rapoarte ale diversilor ofițeri români, inclusiv generali, care constatau o stare anormală. S-a considerat că în moment ce noi am întors armele împotriva Germaniei, suntem aliați cu sovieticii. Or, unitățile sovietice au dezarmat trupele române care au încetat, prinind ordin, au încetat focul și se refrăgeau în garnizoane. Sunt numeroase mărturii pe care batalioane întregi, regimente au fost dezarmate, făcuți prizonieri și trimiși în Uniunea Sovietică. O dramă adevărată constituită soarta flotei române. Aici nu intru în subiect, sunt specialiști care au scris și documentele confirmă acest lucru. Practic, flota română a fost dezarmată totalmente. Acești prizonieri au fost făcuți tocmai în această perioadă, în perioada celor zile până în 12, pentru că nu exista un statut clar. Deci, în vorbă era una, scris nu exista. Documentul prin care se ateste că România se află este aliată celorlalte state din, să zicem, în cadrul Națiunilor Unite. Și tocmai în această perioadă s-au făcut aceste, să zic, capturări de către trupele sovietice, aceste capturi de material uman, spun acest lucru pentru că, într-adevăr, așa era. El era privit ca material uman pentru necesitățile economiei sovietice. În condițiile când s-au înregistrat asemenea pierderi umane, cifra am menționat-o mai sus, evident că economia sovietică intrase într-o mare criză de forță, de muncă. Și sigur că au fost folosiți acești prizonieri anume pentru muncile din diverse zone, inclusiv exploatări forestiere, inclusiv s-a ajuns până la minele, să zicem, din Kazahstan sau din Donbass sau din Ural, construcția unui. Practic, istoricii ruși menționează, nu a existat un domeniu al economiei sovietice în care să nu fi fost folosită munca prizonierilor de război. Noi am avut, după cifrele noastre, deci după date, să zicem, 230, să zicem, până mai iarăși cu aproximație. De exemplu, Ungaria a avut prizonieri peste jumătate de milion. Faptul se explică prin rezistența pe care au pus-o Germania până la sfârșit și atunci pentru că la conferința păcii, de la Potsdam din vara anului 1945, Uniunea Sovietică, folosind un precedent, Germania, când a învins în vara anului 40 armata franceză, i-a declarat pe toți militarii francezi, indiferent că au fost prinși în luptă sau după, i-a declarat prizonieri de război. Profitând de acest fapt, Uniunea Sovietică, Stalin a cerut aliaților și a obținut acest consimțământ să-i declare pe toți germanii militari, prizonieri de război. Toți ungurii. Nu, și ungurii și germanii. Dar, e interesant aici că în Uniunea Sovietică au ajuns prizonieri de război generali bătrâni care erau pensionați de mult, germani. Au ajuns prizonieri în Rusia, acolo și-au găsit și sfârșitul. Adică, prizonieratul n-a fost în forma clasică, așa cum era cunoscut până la al doilea război mondial, cu respectarea anumitor principii, cu respectarea anumitor norme ale dreptului internațional. Aici deja s-a intrat pe o altă, să zic, direcție și, să zic, cele două mari puteri totalitare, Germania nazistă și Uniunea Sovietică, practic și-au promovat propria politică în această problemă. De asta avem astăzi asemenea fenomene, să zic așa, pe care nu le putem explica. Cum putem să explicăm, de exemplu, că prizonierii de război au fost
reținuți în Uniunea Sovietică și după încheierea tratatului de pace. Tratatul de pace cu România este încheiat pe 10 februarie 1947. În august este ratificat acest tratat. Iar prizonierii au rămas până în 56. Sigur, nu mai erau la, să zic, nu mai era numărul de altă dată, dar prizonieri de război au rămas. Sigur, după 49 au rămas cei numiți sau considerați criminali de război. Și aici este o poveste. E foarte greu să apreciem ce era criminal de război sau nu. Pentru că se mergea pe principiul următor. Dacă o subunitate a fost atestată drept participantă la executări a populației civile, spre exemplu, toți cei care făceau parte din această unitate erau considerați criminali, chiar dacă ei n-au participat la aceste acțiuni concret, direct. Puteau fi, să zic, doar numai prin faptul că făceau parte din această unitate, ei au fost prezenți. Eu fac o mică, iarăși, răspund de un minut. M-a pasionat cazul unui ofițer român, locotenent colonel, care în două războaie mondiale a fost de trei ori prizonier. Fiind ardelean, era student până la primul război mondial la Facultatea de Drept de la București, s-a încadrat în armata română. În luptele de pe Plăbucet, cade prizonier la Umbră. După trei luni este eliberat. În perioada războiului îmbrățișează, să zic, cariera de militar și se afla cu unitatea la Tighina, la momentul ultimatului sovietic. La retragere este prins de trupele sovietice. Este reținut în penitenciarul de la Chișinău trei luni. I-am văzut dosarul chiar la Chișinău. O demnitate rar întâlnită. Aprecierile superiorilor așa erau. Este o podoabă a oștirii români. A avut neșansa ca să fie desemnat în calitate de comandant al unui batalion independent. Zis independent, pentru că de fapt era batalion de disciplinat, care își desfășoară acțiunile în Crimeea. La începutul lunii mai 1944 este făcut prizonier de sovietici. Până în 49 s-a încercat a fi condamnat, dar nu s-a găsit nimic. Până la urmă s-a găsit. S-au găsit două femei care au scris declarații că au fost violate de el. 25 de ani de pușcărie, până în 56 s-a aflat pe șantierele sovietice. E simplu când spunem noi, dar în realitate astea sunt drame umane. Drame umane. Eu am poze, cum arăta acest om în 1938, un tânăr, un bărbat extraordinar, și cum arăta în 56 la revenirea Uniunii Sovietice. E referență, să zic așa, de ca aspect, practic, denotă, pozele denotă suferințe prin care a trecut acest om. Deci, repet încă o dată, noi încă nu avem răspunsurile definitive la întrebările dumneavoastră. Cert este că după 23 august, mai mulți prizonieri am avut decât până în 23 august. Asta vă pot spune cu siguranță. Mulțumesc frumos. Domnul Boga. Da, domnul profesor Vergat. Domnule profesor Vati, felicitându-vă pentru comunicarea ținută astăzi, aș vrea să vă întreb dacă ați putut stabili cifra aproximativă și lista aproximativă a celor care, provenind din rândul ofițerilor români, au lucrat ca specialiști în industria politică și în institutele cu caracter umanist din Uniunea Sovietică. Institutele cu caracter umanist. Mai ales cei din urmă sunt foarte importanți, deoarece după război au servit pentru sovietizarea societății românești. Eu personal vă întreb, deoarece am cunoscut asemenea persoane, am fost în legătură cu ele, am lucrat alături de ele și am constatat acest caracter. Unii dintre ei avuseseră o orientare de dreapta înainte de război, iar după aceea, ca orice pătrăgică care fusese verde în tinerețe, se înroșise la bătrâneți. Asta era situația. Dacă aveți și dumneavoastră o situație în ceea ce ați cercetat dumneavoastră. Da. În al doilea rând, dacă ați putut stabili o parte dintre prizonierii români care au evadat și s-au integrat
în societatea sovietică. Au găsit diverse colhoznice, s-au căsătorit și-au schimbat numele din Ion în Ivan, au făcut copii și și-au creat noi familii. Există asemenea situație. În ceea ce priviți, în ceea ce privește flota română, nu ține de subiectul dumneavoastră, dar este un caz aparte care mi l-a comunicat capitanul Kozlinski, fiul amiralului Kozlinski, care era la Odessa și mi-a spus că într-o noapte flota sovietică a putut părăsi portul fără nicio reacție din partea trupelor române. Mi s-a părut foarte ciudat și eu era uimit, deoarece asemenea vapoare mari când pleacă fac zgomot. E vorba de octombrie 41. Sigur că da. Și Kozlinski era capitan de marină. Și era și el uimit cum nu s-a dat ordin. Și l-am întrebat bine de ce nu s-a reacționat. Erau departe avioanele în larg și noi nu aveam aviație capabilă să poată să acționeze împotriva acestor. Este o chestiune pe care poate o veți ridica altă dată într-o discuție cu istoricii militari. Am făcut apel la această mărturie a lui Kozlinski, el s-a prepărit săracul, deoarece dumneavoastră a vorbit de flota română care a fost stată confiscată de sovietici. E vorba nu numai de flota militară, ci și de flota civilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule! Domn profesor, atât vă răspund. Deci cifra aproximativ ofițerilor români care au servit sovietizării. Asta este foarte important. Sigur, nu toți au fost implicați, mai ales începând cu constituirea diviziei Tudor Vladimirescu. Asta a fost, de fapt, prima etapă. Ca să fiu scurt, vă aduc doar cazul generalului, sau la vremea respectivă, locatenentul colonelul Cambrea. Nicolae Cambrea, care a fost comandantul diviziei Tudor Vladimirescu. Un profesorul Nicolaescu. Da, este nepotul de la soră, a lui Sergiu Nicolaescu, de nepotul de soră a locotenent colonelului Cambrea. Locotenent colonelul Cambrea, în timpul studiilor la Școala Superioară de Război, a fost elevul preferat al comandantului școlii, la cea vreme generalul Antonescu. Locotenent colonelul Cambrea a fost finul de cununie al lui Grigori Iunian. Da, și el politic. Locotenent colonelul Cambrea a făcut o carieră, să zic, spectaculoasă în acea perioadă și am urmărit dosarul, nu în Arhivele Rusești, dosarul de partid de aici. Și mi-am dat seama care a fost evoluția, după exemplu colonelul Cambrea, mi-am dat seama care a fost evoluția acestei categorii de ofițeri. Practic, partea sovietică a speculat anumite slăbiciuni în acestor oameni. A speculat anumite slăbiciuni. Pentru că n-a fost el singur. El, împreună cu un grup de prizonieri care s-au aflat în lagărul 160 la Suzdal, la Suzdal există acea mănăstire mare, acolo s-a încropit acel nucleu care a coagulat în jurul său ofițerii, ulterior soldații și în toamna anului 1943 s-a constituit această divizie. Da, au fost unii care au semnat pactul cu diavolul, cu bani și Golgota, unde cunosc eu situația. Da. Și la revenirea în viața civilă, ei s-au integrat în institute umaniste de lucru, unde căpătaseră oarecare specializare în lumina sovietică. De pildă, din istorie, au fost profesor de istorie, absolvent la Cernăuți. A fost trecut să lucreze în demografie, deși cu matematica știu despre cine, știu despre cine. Dar nu vrea să te aie el. Nu prea știa. Nu, ia cine. Vreau să precizez în acest sens că, de fapt,
activitatea ofițerilor a avut, să zic așa, un factor de genul următor. Ana Paucher și grupul din jurul Anei Paucher erau emigranții politici români, a desfășurat o activitate începând cu primele luni ale anului 1942 deja. Ana Paucher, potrivit unor mărturii ale prizonierilor, își începea discursul. Eu vă ofer o șansă să reveniți în țară, dacă nu doriți, rămâneți și putreziți în Siberia. Acum, astăzi, după ce au trecut decenii, e foarte ușor să judecăm lucrurile. Condițiile în care s-au aflat prizonierii îi făcea extrem de sensibil la aceste apeluri. În prizonierat, singura preocupare a prizonierului, de fapt erau două preocupări, era să nu moare de foame și să revină acasă. Au fost oameni cu caractere puternice care au rezistat acestor tentații. Foarte puternic. Eu, sincer vă spun, nu pot să-i acuz pe cei care s-au înscris în aceste divizii. Eu pot să-i acuz pe cei care au venit aici în calitate de semnatare ai pactului cu diavolul, cum spuneți dumneavoastră. Dar faptul că ei s-au înscris în această divizie, nu pot să-i acuz. Cunoscând acele condiții din ce documente am consultat, practic este imposibil să acuz un om că și-a pecetuit soarta urmând să-și... Că și-a salvat viața. Da, și-a salvat viața. Și-a salvat viața. Însă, aici trebuie să înțelegem că această activitate operativă a presupus folosirea comuniștilor români în Uniunea Sovietică pentru pregătire în vederea a ce urma să se producă după război. Sovieticii nu aveau cum să cunoască la acea vreme că se vor produce evenimentele de la 23 august, că va urma acea perioadă până în 47, la sfârșitul anului 47, după care se va merge pe, să zic, ideea comunistă, etc., etc. Nu se știa, dar ei își pregăteau, să zic așa, coloana a cincea. Această pregătire presupunea racolarea elementului necesar. Practic, după mine, prizonierii au fost acel material, aici cum servesc buștenii pentru un mucenic întâmplărie, când el folosește material lemnos pentru a-și face ucenicie, pentru a deprinde, să zic, calitățile de specialist în domeniu. Așa au fost prizonierii de lagăre pentru acei viitori artizani ai României Socialiste. Eu acum nu vin cu date, ele toate se regăsesc în acest volum. Aici veți putea găsi inclusiv ofițerii care au fost în comandamentul diviziilor, inclusiv din cei care au fost, să zic, încadrați chiar în trupele sovietice, cum a fost, să zicem, Vasile Luca, care avea grad de maior și care a fost decorat, sau cum au fost alții, de exemplu, Aurel Stancu, care în perioada ministeriatului lui Drăghici a fost adjunctul lui Drăghici. Aurel Stancu a avut o carieră foarte interesantă. A participat la evenimentele din Spania, deci războiul civil din Spania, după care pleacă în Uniunea Sovietică. În Uniunea Sovietică lucrează în aparatul direcției generale politice a armatei sovietice. După război vine în țară în calitate de cenzor la Comisia Aliată de Control cu un, să zicem, sub nume străin. El se numea Balan în perioada cât a lucrat la Comisia Aliată de Control și abia în 46 revine la identitatea sa și devine cel care a ajuns general de securitate, a ajuns generalul sectorul de securitate București, etc., etc. Deci, asemenea cazuri sunt numeroase, dar vă repet, toți acei care au trecut prin acea școală în cadrul prizonieratului, inclusiv instructorii, inclusiv cei care au fost, să zic, racolați, ei practic au fost pregătiți pentru tot ceea ce urma să se întâmple în România. Tot ceea ce s-a întâmplat. Deci, nu este un fenomen nou. Ei, practic, au venit școliți deja și materialul pe care au lucrat. În acest sens, îmi vine acum în minte cazul lui Alexandru Mâț, avocatul basarabean, care în perioada interbelică a fost deputat în toate legislaturile Parlamentului României.
arestat în vara anului 41 la Chișinău, dus la, să zic, în Siberia și era deja în pragul, să zic, execuției. A avut, să zic, așa o deschidere, că el în procesul de la Craiova a fost avocatul Anei Paucher. Scrie scrisoarea Anei Paucher, Ana Paucher îl eliberează, depune efortul, îl eliberează și el devine membru acestei echipe. Ce a urmat după război știm foarte bine. Cine a fost această persoană, Alexandru Mânță, sau fiul scriitorului Stere, Gheorghe Stere, la fel a făcut parte din această echipă. Inclusiv am găsit în aceste liste ale echipei Anei Paucher oameni care după război, ce să zic, nu vreau acum, spre exemplu, erau clasici ai literaturii moldovenești la Chișinău. Dar despre această pagină de activitate în lagăre, despre activitatea lor în rândul prizonierilor, nimic nu se spunea în biografiile lor oficiale. Nimic nu s-a spus. Nimic nu s-a spus. Iar în legătură cu flota de la Odessa, păi dumneavoastră vorbiți despre faptul că nu s-a sesizat flota română în momentul când s-a evacuat. Din datele de care le spunem, în Odessa, în perioada luptelor, deci din, să zic, august, septembrie, octombrie, în preajma orașului, practic orașul era încercuit, pe mare, sovietici au reușit să evacueze chiar și lagăre de prizonieri. Chiar și lagăre de prizonieri. Nu mai vorbesc de armament sau, mă rog, materiale de război. Chiar și oameni s-au evacuat din Odessa. Oameni din oraș. Da. Da, sigur. Nu, sunt chestiuni care sunt ciudate. Am înțeles de care am răspuns. Da. Mulțumesc mult, domnul consilier Bobocea. Dacă vreți să spune numărul prizonierilor și acelor care dispăruți, i-ați luat din lagăre, de ce vă spun? Tatăl meu a fost în lagărul de la Ivoirov, luat pe prizonier după 23 august, luptător la Țiganca și la Cotudou. Luat prizonier la Focșa. Dus în lagăr, 4.000, din 4.000 au mai rămas 1.500. Din 2 inși din țară de la militate, când a spus, domnule, mi-a așteptat să omorât în lagăr. Iar pe, îmi spunea tata, pe nemții i-a aruncat de vii în plăsetă. Da, bine, asta sunt lucrurile recunoscute. Toate aceste cifre, știți, ele sunt în diverse situații, se regăsesc în diverse materiale. Pentru că noi am consultat atât documentele care provin de pe urma activității administrației lagărilor și pe acest principiu am mers când am ales lagărul cu tare sau cu tare. În volum se regăsesc diverse materiale legate de activitatea acolo, să zic, la fața locului, a lagărilor. Unde sunt date, cine erau prizonierii, câți erau germani, câți erau români, câți erau unguri sau eventual finlandezi sau italieni. Și există statistici centralizate, pentru că această direcție și avea sediul, aparatul central era la Moscova. Și toate documentele din lagăre, în special rapoartele, ele veneau, adică se scurgeau în central, ele ajungeau acolo. Pe baza acestor date din lagăre se făceau anumite calcule. Asemenea documente găsiți foarte multe aici. Sigur, noi nu am putut să dăm liste ale prizonierilor, pentru că ar fi imposibil. Practic, dacă vorbim de, hai să zic așa, 187-230.000, câte volume de astea ne-ar trebui numai ca să dăm listele acestor prizonieri. Dar eu vă asigur că în arhivele în care am lucrat există și dosarul tatălui dumneavoastră. Vă asigur. În moment ce dânsul a fost acolo, există. Au existat două categorii de documente. Era acest, să zic, chestionar și la zi, potrivit interogatoriul care se făcea, la zi erau trecute, era trecută situația, în afară de datele, naștere, locul, nu știu ce. Cine sunt părinții, cine sunt frații, surorile, unde locuiesc, dacă are copii, ce vârstă au copii. Am văzut asemenea documente. Și tatăl dumneavoastră a căzut prizonier exact în acea perioadă la care mă refeream. Era, pentru că cei mai mulți au fost făcuți prizonieri în zona Moldovei. Erau trupele care se retrăgeau de pe linia frontului în garnizoane. Și atunci erau făcuți prizonieri către trupele sovietice care deja depășise linia frontului și sigur că erau stăpâni în situație. M-am găsit doar arhivele de la Focșan pe neascult pentru pensii, data când a fost trecut dispărut din urmă. Da. Doamna Bocu, spuneți.
documentele securității ale noastre de la CNSAS. Știm că este foarte greu de surprins aspectul represiv, violența. Dacă dumneavoastră ați reușit să observați, să demantelați factorul acesta represiv aplicat deținuților, respectiv prizonierilor români în lagărele sovietice și dacă aceștia au fost tratați și ca dușmani de clasă. Păi, sigur, sigur. Eu în studiu introductiv am menționat acest lucru. Potrivit regulamentului care a fost adoptat în primele zile după declanșarea ostilităților în vara anului 1941, acolo se făcea o precizare că prizonierii de război intră sub incidența dreptului civil. Asta a fost cea mai mare încălcare. Prizonierii de război are un statut aparte. El nu poate fi acuzat pentru simplu motiv că este prizonier de război. El la război a mers nu din proprie inițiativă. El a răspuns apelului fiind chemat sub drapel. Și prizonierul de război trebuie să se bucure de un alt tratament. Faptul că prin acest document, regulamentul privind prizonierii de război, era prevăzut altceva, sigur. Tot prin acest document era prevăzută o atitudine diferențiată față de cei care manifestă simpatii sau antipatii față de Uniunea Sovietică. La fel, în acel document era prevăzută și situația când prizonierii de război aparțin, să zic, păturilor exploatatoare și neexploatatoare. Acum, regimul aplicat prizonierilor de război, sigur, simpla detenție în lagăr, că nu era o detenție, eu am văzut și documentele primului război mondial, unde ofițerii aveau statut de oameni, practic, domiciliu forțat într-o anumită localitate. Era o soldă din partea, eu le-am văzut cele rusești, privind ofițerii de origine română din armata austro-ungară. Deci era cu totul o altă situație. Da, au fost și cazuri când soldații români în primul război mondial au fost folosiți la munce din minele din Turchestan. Am văzut și asta. Însă în al doilea război mondial este cu totul altă situație. Acum, în legătură cu statutul ofițerilor, ofițerii până în 45, până la încheierea ostilităților, practic nu au fost obligați să muncească. Se zicea că o fac din proprie inițiativă. Au lucrat la grădina lagărului sau au lucrat acolo la amenajare, asta nu era considerată muncă obligatorie. În 1945 s-a adoptat de către NKVD o decizie, ea își are locul în acest volum, prin care toți ofițerii germani, acolo se preciza, ofițerii germani, până la capitan inclusiv, erau transferați în lagările de muncă. Ce înseamnă în lagărul de muncă? În lagărul de muncă nu mai existau diferențe de grade. Acolo trebuia să muncească toți, nu mai exista un statut deosebit. Ofițerii, atât timp cât se aflau în lagările de ofițeri, cei mai mulți ofițeri români s-au aflat în lagările de la Oranchi, de la Nijni Novgorod-Tobolga, sau au fost la Suzda. Deci, în acele condiții, în lagăre era regimul prevăzut pentru ofițeri. Dar în momentul când el era transferat în lagările de muncă, acolo nu mai exista diferența de ofițeri și soldat. Practic, erau folosiți că era muncă de mină, că era muncă la tăiatul pădurilor, și ofițerii munceau la fel. Din mărturiile, să zic, unor foști prizonieri români, reiese într-adevăr că au muncit. De exemplu, ce mi-a picat în ultimii ani a fost în memoriile locotenentului în rezervă Radu Mărculescu, unde el spune foarte clar că ofițerii români au lucrat chiar și la mină, au dat la lopată și la cărbunie de mină. Aici se poate trage complet. Însă, cred, de aia am făcut ideea, dacă vor merge cercetătorii, vor putea să vadă exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat la fața locului. Eu zic, este doar numai un îndemn pentru cei care ar putea să găsească lucruri foarte interesante la acest caz. Mulțumesc, domnul Gurelor Șcan. Eu sunt foarte interesat să cunosc rezultatul muncii domnului profesor Vitalie Văratec și colegilor domnului Sale și domnul Schipor și toți care au fost implicați în această foarte serioasă întreprindere. De-a lungul timpului am avut ocazia și este domnul excelența așa domnul Bura aici
să vizitez arhivele rusești. Chiar în 1992 am beneficiat de o deschidere a lor. Practic am văzut tot ce s-a putut vedea la timpul respectiv și înțeleg că ulterior a fost mai greu de pătruns cam în locul în care noi am fost la timpul respectiv acolo. În special arhivele de la Podolsk, dar și arhivele unde sunt evidențele prizonierilor de război a Sovui Arhiv. Ar mai trebui făcută o corelație. E clar că este foarte dificil să stabilim numărul prizonierilor de război. O corelație s-ar putea face cu ce s-a întors, dar este la fel de grea de făcut, de greu de făcut această corelație, pentru că până în 1946 centrele de repatriere, și erau 7, erau în grija armatei. După 1946 și în special după 1947 au trecut la Ministerul de Interne. O motivație am găsit-o undeva în arhivele militare, cum că identitatea unor prizonieri români morți era preluată de alți cetățeni trimiși cu alte misiuni în calitate sau ca și prizonieri de război. Și acesta ar fi fost o justificare. Fapt e că în Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944, obligațiile în privința prizonierilor de război au fost asimetrice. Românii trebuia să-i predea pe prizonierii ruși, rușii nu aveau obligația să-i predea pe prizonierii români. Și apropo de acest interval din 23... Nu mai rușii și americani și englezi. Nu numai rușii, da. Dar vorbesc de convenție, sigur că era semnată de toți, evident. Acolo, aceasta este justificarea sau, mă rog, explicația pentru care foarte mulți prizonieri români au fost preluați de către comandamentele rusești, pentru că, pe de o parte, economia rusească avea nevoie de mână de lucru, pe de altă parte, acționa și psihologia războiului să ne fălim, să ne lăudăm, să arătăm cât de meritor suntem în privința numărului de prizonieri făcuți într-o armată inamică. Asta, sigur, ca o chestiune. În privința diviziilor, cele două, divizia Tudor Vladimirescu și Horia Croșca și Crișan, într-adevăr, ele erau concepute sau gândite de către lideri comuniști ca un nucleu pentru a face o armată nouă. Adică să se distrugă pur și simplu armata regală și în locul ei să se facă o armată populară. Am studiat și a studiat un alt coleg al meu, domnul are și o lucrare de doctorat în momentul ăsta, îmi cer scuze că nu vine în gând, acum armata, de la armata populară la... Domnul Șperga. Domnul Șperga, da. De la armata regală la armata populară. Nu s-a reușit, după părerea mea, acest obiectiv. Pentru că cele două divizii au fost implicate în bătălii politice electorale, în special în anii de după 1945, s-au compromis după retragerea armatei rusești din România, sovietice, din România. S-a revenit la tradițiile armatei de dinainte de război. Regimentele, diviziile și-au reluat vechile denumiri și tradițiile. După aceea, apropo de această condiție de criminal de război, trebuie să vă spun, poate mulți dintre dumneavoastră deja știți, această condiție s-a stabilit pe baza studiului făcut în jurnale de operații luate de ruși de la armata română, în care erau menționate expres în jurnal acțiunile unora dintre regimente în special în confruntarea cu populația civilă dintr-o anumită zonă. Dar trebuie reținut următorul aspect. În timpul războiului nu trebuie luat ad literam nimic din ceea ce este scris sau din ceea ce este făcut ca și proclamație. Pentru că una era scris într-un jurnal al acțiunilor militare, de exemplu, să se tragă cu tunurile pe satul nu știu care până nu mai rămâne casă pe casă. Citind acest înscris, tragi concluzia că acel comandant de regiment trebuie pedepsit, bineînțeles. În realitate, nu s-a tras niciun iuleaș asupra satului respectiv. Dar trebuia ca
ofițerii și soldații care erau victimele unor acțiuni ale partizanilor să știe că din acel moment împotriva partizanilor se acționează cu toată hotărârea. La fel trebuia să se știe și în țară. Într-adevăr, mi-a murit copilul sau mi-a murit părintele, dar gata, de aici încolo, comandantul a luat măsură și nu se mai întâmplă niciodată așa ceva. Deci una este ceea ce scrie, alta este fapta în sine. Din acest motiv, foarte mulți ofițeri români au fost ținuți ani de zile în închisori sau în stare de arest, fără să fie condamnați. N-au fost suficiente sau destule probe. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Da, întrebare n-a fost. A fost, doar să încep precizez. Vis-a-vis de revenirea prizonierilor. Primii prizonieri au revenit începând cu lunele august-septembrie 1945. Au început să revină în țară. Da, 45. Încă în 45. Este adevărat că n-au venit bărbații sănătoși. Au venit cei bolnavi, au venit mutilați, răniți. Da, da. Erau cei slăbiți care nu puteau fi folosiți la muncile de pe șantiere. Ăștia au fost primii care au revenit în țară. Eu am o evidență, n-am publicat-o, sperăm să avem posibilitate, pentru că este un tabel masiv, cum au venit pe zile și pe unde veneau, deci unde erau transmiși autorităților române. Trebuie să înțelegem că, de fapt, prin România au trecut nu numai prizonieri români după 45. Prin România au trecut prizonierii, practic, a tuturor țărilor europene. Prin România au trecut, în afară de germani și unguri, au trecut sârbii, au trecut olandezi, au trecut spanioli, au trecut belgieni, etc., etc. Punctul de tranzit pentru, să zic, transportarea acestor prizonieri era lagărul de la Focșani. Lagărul de la Focșani a fost lagăr german până în august 44, după aceea a devenit unul din principalele lagăre de tranzit, ele au fost, de fapt, trei în perioada repatrierilor. Unul a fost în Germania, altul a fost Sighetu și al treilea a fost Focșani. Deci aceștia au trecut prin acest lagăr. Din evaluările rușilor, practic după 45, după 44, spre Uniunea Sovietică și din Uniunea Sovietică, au trecut în jur de 3 milioane de oameni prin acest lagăr. Deci tranzitare. Acum, în legătură cu armistițiul, eu am reușit să găsesc în arhivele Ministerului Afacerilor Externe unele materiale care denotă pregătirea acelei delegații care a mers la negocierea armistițiului. Din partea delegației române, la un moment dat, Pătrășcanu a ridicat această problemă în cadrul celei de-a două ședințe, că au fost trei ședințe la care s-au, să zic, pus la punct, dar practic nu s-a pus la punct, practic partea română a luat act de acele condiții pe care le-au pus Națiunile Unite și la un moment dat partea română a încercat să pună această problemă pentru că armistițiul prevedea eliberarea tuturor prizonierilor aliați. Deci prizonierilor ce aparțineau statelor aliate. Deci și a Uniunii Sovietice și a Marii Britanii și a Statelor Unite. Și în intervenția lui Pătrășcanu, practic Molotov, care conducea, care era, să zic, anfitrionul acelei ședințe, a răspuns foarte sec. Este o problemă care va fi discutată ulterior. Ulterior, din partea statului român, în special, asemenea intervenții se făceau de către ministrul de externe la acea vreme, Gheorghe Tătărescu, partea sovietică răspundea cam în același stil. Este o problemă care ține de un alt comandament sovietic și se va rezolva în funcție de indicațiile și dispozițiile înaltului comandament sovietic. Cu asta, practic, partea sovietică a răspuns de fiecare dată când s-a pus problema eliberării prizonierilor. Acea listă de 500 de persoane care noi o avem în volum, ea nu este întâmplătoare. Acești 500 de prizonieri ofițeri, cei mai mulți erau grade inferioare, locotenenți, sublocotenenți, practic erau, după aia am confruntat și am văzut, erau ofițeri în rezervă. Nu e întâmplător fenomenul, pentru că aici a existat un interes politic. Era vara anului 1946, se apropiau alegerile din toamna anului 46 în Parlament și atunci, sigur că un ofițer, să zic, activ, el nu are o deschidere către populația civilă cum are un rezervist, să zicem.
Că dacă ofițerul rezervă e fost învățător din sat sau, știu eu, un avocat sau, mă rog, un inginer, el are contact cu populația civilă. Și atunci rațiunea a fost de genul următor. Noi îi eliberăm pe cei în rezervă pentru că ei venind în comuna lor, în localitatea de unde vin cu acest mesaj. Noul guvern va contribui la eliberarea masivă a prizonierilor. Însă așa s-a întâmplat că, de fapt, anul 1946, în această evoluție a repatrierilor, a fost cel mai sărac. Au revenit acasă doar numai 12.000 în acel an. Anul 46 au revenit cei mai puțini prizonieri. După aceea, în 47, sigur că exista și un raționament de ordin militar. Eliberarea ofițerilor, în special, era privită la Moscova ca un eventual pericol. În condițiile în care se schimbă o situație, acești oameni ar putea fi folosiți eventual într-o acțiune militară. Și aici exista un raționament, am găsit asemenea raționamente expuse în documentele rusești. Vis-a-vis de numărul celor care au fost, care au revenit acasă. Domnul colonel Oșca, în perioada războiului, Radio Moscova a transmis liste de prizonieri români, deci pe care undelor. Bănuiesc, eu n-am văzut, n-am ajuns, în arhivele noastre undeva există aceste liste. Ele trebuie să existe pentru că era radioascultarea, noi se cunoaște cum acest gen de documente care se regăsesc în arhivele noastre. Și sigur că aceste liste undeva sunt fixate, menționate. Eu nu le-am văzut. S-ar putea să găsim, să avem surprize foarte interesante consultând aceste liste. Iar acum, în legătură cu pedepsirea comandanților, am văzut texte ale sentințelor la adresa ofițerilor români. Păi au fost acuzați, spre exemplu, pentru faptul că au folosit bunurile colhoznice în timpul organizării apărării unei linii. Că au folosit, să zicem, material de construcții din cadrul unor grajduri. Pentru asta au fost condamnați. Sau, în volum există un document relevant în acest sens, este condamnarea unui grup de ofițeri din lagărul de la Sevastopol, care, în 1948, au invocat că s-a încheiat tratatul de pace, noi vrem repatriere. Pentru această cerere, li s-a atribuit atitudinea antisovietică și a fost suficientă ca să fie condamnat 10, 15, 25 de ani. Da, domnul ministru Părădătescu. Domnul Vitalien, eu aș, în asta vorbi de prizonieri, statutul lor și alte aspecte. Eu am găsit în unele lucrări unele cifre în legătură cu cei care după răpirea Basarabiei au fost luați din Basarabia și trimis în Siberia și în alte localități. Dacă din cercetările dumneavoastră vaste, pentru care vă feliciți, ați găsit o cifră la cât se ridică numărul celor care au fost deportați și, în special, care a fost statutul lor în Uniunea Sovietică. Pentru că eu n-am găsit până acum o evaluare și leg această chestiune de apelul pe care l-ați făcut. Că cercetările trebuie continuate. N-am găsit o evaluare care este contribuția acestor forțe care au fost desprinse din Basarabia și trimise în Uniunea Sovietică. Legat de acest apel, aș vrea să vă spun cât de important este pentru cei care își propun să cerceteze această relație. Eu aș vrea să menționez aici, pentru că am studiat și nu sunt mulțumit de ceea ce am găsit, în legătură cu sovromurile. Aici sunt pierderi colosale. Da. Am cercetat ce a scris și Bârlădeanu, și Maurer, adică n-au scris, au scris alții despre convorbirile lor acolo la Moscova. Ce a spus Gaston Marin, ce a spus Apostol, ce a spus Burtică, care au scris, s-au referit în scrierile lor la această temă. Și
și totul, totul se rezumă la niște generalități. În România, după opinia mea, eu am lucrat și în sistemul financiar, și în sistemul bancar, în economie, nu am găsit niște documente concrete. În domeniul uranului s-au transferat în Uniunea Sovietică 20.000 de tone de uraniu. Și m-am dat un exemplu. Dar nu vă mai spun în domeniul forestier, unde s-au tăiat pădurile și alte avuții aleațiune. Deci trebuie cercetate în continuare, pentru că după informațiile mele... Domnule Sucet, scuze că e foarte importantă, dar... Am văzut că a cercetat foarte multe documente, domnule. Și poate a dat peste ele când a fost acolo. Și în aceeași măsură vă pun întrebarea dumneavoastră și chiar domnului Scurtu, dacă în acest domeniu aveți ceva surse despre documente... Da. Chiar de la instituția ONUR, care a condus-o dumneavoastră. Vă întreb pe dumneavoastră. Eu în 1940, da. Trupele sovietice au ocupat Basarabia. Da. S-a evacuat. Da. Nu s-a retras, s-a evacuat administrația românească. Da. Așa a fost termenul. Mm-hmm. M-ați pus întrebarea dumneavoastră, ce s-a întâmplat cu banii care circulau în Basarabia? N-am făcut așa să-și ajutat. De-aia vă spun, de-aia vă spun. Foarte important. Păi e foarte important, sigur că e important. Pentru că acei bani au fost colectați de sovietici prin diverse mijloace, prin stabilirea unui curs, să zic, discriminatoriu, etc., etc., o bază trebuia să existe, a schimbat rubli rusești. Au colectat cam în jur de 150 de milioane de lei, din care 40% au depus în Banca Națională României și pe acești bani, care erau ai noștri, noi, în perioada 40-41, a trebuit să trimitem petrol, bușteni, inclusiv locomotive de la Malaxa. Eu vă mulțumesc. Doar un simplu scurt. Deci care este numărul celor deportați din Basarabia? Așa. Răspunzând la această întrebare, trebuie să facem o precizare. Au fost diverse categorii. Noi vorbim despre categorie celor deportați, să zicem, în special numărul cel mare este în noapte de 13 spre 14 iunie. Ăla a fost cel mai palpabil număr. Da. Însă, până la acea dată, au fost arestați foarte mulți, foarte multe persoane, care, bineînțeles, că fie că au fost executate, fie că au fost trimise pe etapă, în interiorul Rusiei. În afară de acest lucru, a existat așa zisa mobilizare la muncă. Cum îi apreciem pe acești oameni? Au fost zeci de mii, mobilizare la muncă. Era așa zisa FZO, în limba rusă, Fabrici Năzăvăscoie Abucerie. Deci era școlile de meserii, practic. Erau trimiși sub acest, la această categorie, erau trimiși tinerii din Basarabia la învățământ. Dar practic ei rămâneau acolo. Dar unde îi punem pe cei care au fost mobilizați? Pentru a fi trimiși la mine sau mobilizați pentru în armată. Mai e o problemă. În documentele cu prizonieri, în dosarele personale, toți prizonierii români, militarii armatei române, originari din Basarabia și nordul Bucovinei, la capitolul cetățeniei au trecut cetățenie sovietică. Am întâlnit și dosare ale românilor din partea de nord a Transilvaniei, din armata ungară. Ei erau trecuți ca cetățeni români. Simplu e, pe 8 martie 1941, Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice a adoptat un decret prin care, în mod obligatoriu, toți cei care au fost prinși la momentul respectiv în Basarabia au fost făcuți cetățeni sovietici. Vă asigur eu, marea majoritate a celor prizonieri nici nu bănuiau că ei sunt cetățeni sovietici. Nici nu bănuiau. De-aia vă zic, sunt foarte multe surprize. Foarte multe surprize când cercetăm aceste... De-aia apare și această neconcordanță a evidenței prizonierilor, pentru că unii dintre ei erau trecuți moldoveni, ruși, ucraineni. Ei erau originari din diverse zone. De exemplu, am întâlnit un prizonier, mi-a venit așa cum numele, Zelion. În limba rusă înseamnă verde. Zelion era numele lui. El era trecut ca rus, iar jos era trecut. La interogatoriu, translatorul a fost cu tare. Eu nu știu limba rusă.
Îl purta acest nume, dar a fost trecut drept rus. Da. Mulțumesc că m-ați fiindcă ne-am apropiat de final, o să rog, da, domnul profesor, domnul profesor Ciuceanu. Dar rugămintea, dacă pentru cineva nu e interesant, poate continua discuția în altă parte? Și fiindcă am intrat într-un an nou, îmi permiteți să vă spun la mulți ani, sănătate și împlinirea celor care le considerăm noi că ar fi, eu știu, țelul și o motivație în același timp față de zilele pe care, sau anii pe care îi avem la limonă. Fără îndoială că acest volum Cărămidă, îmi permite să fac această vreodată, este nu numai rod de mii și mii de ore de cercetare, nu? Dar și un succes pe care l-aș compara cu o introducere într-o istorie foarte puțin cercetată, deloc de cunoscută în voi, nu? Și care așteaptă o continuare, așteaptă chiar o replică. Sper că tot domnul profesor Voratică o va da și care ne va întinde orizontul acesta care îl avem asupra unor evenimente care au trecut, parte le-am și trăit, nu? Și care așteaptă o cheie. O cheie care să meargă și să descrie multe sertare și sertărașe dintr-o istorie atât de zbuciumată pe care am avut-o noi alături de un imperiu. Așa să vă spun, sau așa să îi sugerez domnului profesor, un gând, un gând pe care, evident că și reprezentanților armatei noastre, de mult timp îl așteptam și îl aștept, așa poate ca un vis. Încă nu știm ce s-a petrecut după ce nefericitul acela ordin, de ordin s-a dat atât României, dar și ostașilor, nu? Cât și armatei marilor unități. Și care a dus la distrugerea, la predarea, pur și simplu, a fost de unități care au predat, au fost dezarmate de prin faptul că rușii dimineața au luat armamentul și câteodată ostașii mai zbulgeau de pe o, eu știu, câte un ceas sau mai știu ce obiect de valoare pe care le găsa la ofițerii care se uitau înmărmuriți la cele petrecute după apelul că să primim armatele aliate și așa mai departe. Nu vă mai dau fragmente din proclamația respectivă, fiindcă aș vrea totuși să nu stric ziua. Cert este că am pierdut 14 brigăzi, divizii și singura divizie care n-a acceptat și care a zis, domnule, suntem motorizați, a fost divizia blindată a noastră, cât mai aveam, așa, după cele petrecute pe 20-21, în special pe 21 noaptea. Acum, în ce scriește, să vă dau cine adică formatul cu flota. Am avut prilejul să stau alături de Samson, de amiralul Samson, de Puricescu, cu comandorul Tânăr Puricescu și, pe urmă, în libertate, într-o libertate, din păcate, pentru dânsul a fost scurtă, Horia Macedaru, comandantul suprem al, împreună cu Neamțu, al flotei Română Germania din Marea Neagră. În mod special, Puricescu, comandorul care fusese acolo, fusese prezent, ne-a relatat raportul de forțe. Noi eram a 10-a parte din flota sovietică. Asta așa, ca să, deja să știm despre ce e vorba. Rușii au concentrat toată armata, toată flota pentru salvarea corpului din Odessa. Dacă se găsește totuși, noi încă nu primisem vedetele italiene, masurile. Adică lucrurile amănunte, nu se poate vorbi că marea noastră flotă, ce aveam? Aveam pe Ferdinand, nu?
care aveau cât de cât niște unități de artilerie acceptabile și celelalte erau niște de unități de care nici nu se puteau apropia. De altfel, faceți-vă aminte, când ei au încercat cu Chievul, domnule colonel, noi am băgat artileria grade 180 și le-am pus la imediat la fund. Dar a fost noi profitând de armamentul greu pe care căpătasem de la Germania. Bun. Ceea ce aș vrea să știu este dacă aceste unități, mari unități române, cât s-au salvat, dar individual, dacă ați putea, dacă istoriografia aceasta militară a noastră ar putea să rămânească soarta unităților noastre, cel puțin a celor mari. Fiindcă am câțiva martori, am avut câțiva martori, de care și un colonel care a lucrat la Slănic, unde era comandamentul, nu? A lucrat și l-a primit pe Antonescu. Antonescu a stat o noapte întreagă, până spre dimineață, reorganizând defluirea, adică, da, și bineînțeles în legătură direct cu nemții. Înseamnă cu Vöhler, cu Friesner, existau și niște mici lucrurile acestea de amănunt ne interesează acum. Cele mari le cunoaștem. Fiindcă au fost unități care s-au salvat. Dar vreau să știm fiecare ce lot de prizonieri a dat peste. Ceea ce mi se pare ca istoric curios este că Stalin, când i-a cerut nouă cele 10 forme s-au transformat în 15 divizii, el știa exact că aceste divizii sunt. Iar eu am o problemă ca istoric, de ce și aceste 10-15 divizii nu au fost concentrate pe culoarul, nu? Cela de intrare în România, am promis. Evident, după ce se evacua Moldova. Și aveam câte 900 de parte erau înzestrate, marea majoritate erau, dacă ai se putea, o echipoasă. Și mai aveam încă ceva pe care militarii noștri și noi, eu și istorice, nu prea avem curajul să spunem. Dacă s-a salvat părți de armata 6-a, faimoasa armata 6-a germană, care acum a fost reînviată, tot cu numele ăsta și cu același destin, așa, se putea organiza o eșalonare a forțelor noastre, o divizie la 5, 6, 7 km pe gâtul acesta, Buzău, Năvoloasa. Vă spun lucrul acesta operativ, nu discut planul general. Nu spun ce s-a petrecea în țară. Pentru asta trebuie să avem iarăși curaj și să spunem lucrurilor pe față. Câți în preajma lui 20 sau se certau pe ministere, câți au fost alături de Maniu, fiindcă el a fost cel care, în fond politic, a organizat 20 augustul, nu? Câți au fost, vorbesc de, și aici referința mea este la Mihalache, și câți au mai fost și alături de acest plan, care în fond viza ceva, viza eliminarea mareșalului Antonescu. Dar la planul să poți nu mai rămân, fiindcă discuția a fost pe cartea domnului profesor Vitali. Cartea este interesantă și puțin zisă, este obligatorie pentru noi. Odată că ne aduce un masiv stoc de informații directe, culese în arhivă. Al doilea este că ne deschide perspectiva, în special pentru cei mai tineri, că totuși am avut un sacrificiu imens în al doilea război mondial. În acord cu primul, nu vă mai dau cifrele, așa am avut 1-10. Am avut în fața noastră, și aici mă prevalez de spusele generalului Romului Dimitriu, care comandă a doua divizie, nu? Și care, a cărui fiu, îl vedeți aici în stânga, face parte dintr-o grupă de rezistență în fotografia mare care este pe copet. A doua persoană este arhitectul Romul, arhitectul Constantin Dimitriu, decedat la ora aceasta. Și care ne-a ajutat pe noi
și mă bucur, am ocazia să spun acest lucru, neaștept că noi de la mijloacele din Chișinău, prin mijloace militare, nu? Dar și prin consenii întreagă de sfaturi pe care i-a dat. Și desul se referea, Romul Dumitriu era un bărbat înalt, fusese prefect de Dolj, mă rog, l-am cunoscut mai mult înainte de război. Ori acest om mi-a spus atmosfera, mi-a dat atmosfera prizonieratului. Am pus în paralel cele spuse de Romul Dumitriu, cu cele spuse de Dragnea, nu mai nevoie să vi le comand, așa, și ulterior de grupul de rezistență pe care v-a jucat foarte mult, domnule profesor, să pomeniți de el, fiindcă a fost populat cam cu o cifră de, după apreciere, lui Ionescu Cârligel și al statele care așa se vorbește în ultimul timp, și de Constantinescu și alți, nu, ofițeri care s-au împotrivit fățiși tratamentului pe care rușii, în special NKVD-ul, îl fixaseră asupra prizonierilor noștri. Au fost judecați, au fost purtați, au fost chinjiți, unii chiar au fost și bătuți. E, aici, în calitate de fost deținut politic, v-aș ruga să vă opriți și asupra lor. Fiindcă nu se poate să ne găsiți, sau să nu fi găsit cumva referințe și asupra celor care, în fond, cum spunea generalul Aldea la Iud, în fond ei au reprezentat armata română. Mă bucur că cu acest prilej m-am adus aminte de spusele celui care a condamnat major la 23 august, generalul Aurel Aldea. Dacă, da, exact. Aș vrea să mai spun un lucru. Aș vrea să vă mai mărturisesc că cartea de față este și o provocare. Cartea de față ne obligă pe noi, cei care, mă refer la o atitudine generală, nu? Cei care au ieșit pe stradă, în piețe, și în noaptea de 23 august, lumile s-au prins, peste tot se spunea pace, armistițiu, pace și, mă rog, a fost așa efuziune de bucurie pe care trebuie să recunosc că era firesc. România a fost s-a predat și a capitulat mai puțin în fața armatelor sovietice și mai mult pentru cumplitele bombardamente pe care cerul românesc le-a depășit prin, au fost formațiuni de câte 800 de bombardiere însoțite de o treime de avioane de vânătoare. La un moment dat, în iulie-august, chiar și orașele mici se simțeau amenințate și au avut chiar pierderi directe. Trebuie să recunoaștem, eu ce puțin ca o mărturie, că rezistența burgheziei noastre a cedat. Și pot găsi și o explicație. Cartiere întregi din București au fost distruse. Valori imense, în special în artă, au fost mistuite de flăcări. Jumătate din opera lui Petrașcu, mai mult lui Petrașcu, Tiptorul, a pierit aici, în magazinul sau într-o fel de expoziție care am făcut-o noi după ce am trecut listru și am făcut și noi câteva magazine, în fine, reprezentante bogățiile basarabii, dar și a celor de peste listru. Și multe și multe altele. Am cedat, fiindcă n-am avut niciun fel de ajutor din Occident. Am cedat, fiindcă la Cairo s-a spus, vă înțelegeți cu rușii, am cedat că Maniu și cei care erau, care puteau să-l însoțească, prima dată a refuzat să plece dincolo și ce-ar fi fost, dacă avem și noi un guvern reprezentativ și un guvern care se
care să aibă un alt cuvânt chiar față de Moscova. Și a doua oară când, în 1946, știu, din mărturisirile unor oameni ca nu nimeni cu la îndoială bună credință și nici adevărul istoric, când după eșecul de la Cairo, chiar nu, pardon, înainte de eșecul la Cairo, Maniu s-a, pe căile pe care le știți și dumneavoastră, a încercat să obține o plecare, o admitere în Occident. Nu s-a mai petrecut, nu s-a mai acceptat. Poate și ruși au intervenit. Mă întorc la subiectul de astăzi. Este complex, este un subiect care e ca și cum te-ai apucat să descălcești un, eu știu, un iem și constați că trăgând un fir apar altele. Drama aceasta trebuie să fie cunoscută, trebuie să intre în literatura, mai bine zis, în ceea ce se numește cursurile de istorie ale facultății noastre și dacă e vorba și de un pic de bun simț al pe măsura sacrificiilor și în educația tineretului nostru. Îi mulțumesc domnului profesor pentru efortul imens și celorlalți care l-au ajutat. Le mulțumesc celor care l-au sprijinit și nu în cele din urmă, vă mulțumesc pentru faptul că ați dublat ședința de la Ministerul de Externe printr-o prezență de calitate acum și aici. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Da. Mulțumim foarte mult, profesor, pentru cuvântul dumneavoastră. Revin la ce spuneam la început. E într-adevăr un forum impresionant. Ar trebui să-i numim pe cei care au lucrat în mod nenorocit, în afară de domnul Barati, Laurențiu Constantiniu și domnul Iorac Simion, au asigurat traducerea acestor documente extrem de dificilă, dar vă spun și aparatul critic, care este extrem de important. Eu n-am reușit decât să mă uit peste câteva din documente ca să-mi dau seama care a fost suferința acestor oameni. Să nu omit de faptul că au suferit doar în prizoneriatul rus și a doua oară au fost închiși în România, la întoarcere, deci de două ori. Principalele boli, cel puțin așa rezultă din rapoartele făcute de responsabilii NKVD-ului, au fost distrofia, pneumonia, da? Mureau, cum spune, într-o lună de zile cu miile, tifusul ecrantematic, care bântuia peste tot. Încă un aspect pe care aș vrea să-l subliniez și a fost mai puțin prezentat aici, cel puțin așa rezultă din documente, cum a fost în realitate, nu știu. În unele rapoarte care se fac în urma inspecțiilor în aceste lagări, se constată în unele locuri că starea hranei, să spunem, e corespunzătoare, dar se reclamă și lipsa de, poate pe la alte rapoarte, lipsa de alimente, starea deplorabilă medicală, lipsa de medicamente, faptul că o serie de produse care intrau în lagăr căpătau o altă destinație și pentru asta apare un decret special care atrage atenția comandanților de lagăr că vor fi aspru pedepsiți pentru deturnarea produselor care intrau în lagăr pentru alte destinații. Sau indicații clare să fie rechemați la comisiile medicale, prizonieri care erau trimiși la muncă, dar nu trebuiau să fie trimiși pentru că erau într-o stare îngrozitoare de pe care se țineau pe picioare. Adică sunt și aspecte care, mor, poate țin și de oamenii care au condus lagările respective sau care au făcut inspecțiile respective, recunosc și faptul că tratamentul acordat acestor prizonieri nu era cel cuvenit.
Au fost doar câteva elemente. Eu îi mulțumesc încă o dată domnului Varate pentru că dânsul a ținut această expunere. Mulțumesc și pentru faptul că este evocat și cazul domnului Țățulescu, Dumnezeu să ierte, medicul personal al Geaului Avramescu. Exact la Butârcă. Exact la Butârcă, a fost în Uhta, Barcuta. Și, mă rog, suntem bucuroși pentru faptul măcar am amintit despre acest om la începutul anului 2000 în dosarele istoriei. Faptul că este menționat și acest număr din dosarele istoriei demonstrează seriozitatea cu care cei trei colegi ai noștri au lucrat la acest volum. Acestea erau lucrurile, sigur că mai puteau fi spuse, multe lucruri, timpul este înaintat. Aș dori înainte de a-i da cuvântul domnului Varatec să fac trei mici anunțuri. Mă credeam că o să fim mult timp la dispoziție, dar uite că nu s-a întâmplat așa, ca să dezvolt mai bine mai mult aceste subiecte, sunt mai multe informații. E vorba de prezentarea scrisorilor de acreditare ale noului ambasador român la Moscova pe 16 ianuarie, ceea ce este un lucru de natură să-i dea noului ambasador un alt câmp de activitate. Din cuvântul președintelui Putin, partea rusă contează de o colaborare mai consistentă și reciproc avantajoasă cu România, și că este gata să lucreze împreună pentru aprofundarea relațiilor politice, economice și umanitare. E că e o declarație de un augur, rămâne să vedem cum se va materializa de ambele părți. A doua informație ține de domeniul de activitate al centrului nostru, tot pe 16 ianuarie, la Cremlin a avut loc o întâlnire cu membrii comisiei care s-au ocupat de noua concepție a manualului de istorie în Federația Rusă, pe care va ceva președinte, președintele dumnei de stat la Rus și care este și președintele acestei comisii, academicieni istorici. Două lucruri pe care aș dori să le subliniez legate poate și de ceea ce am discutat astăzi din cuvântul academicianului Ciubarian, domnul profesor Scurtu îl știe foarte bine. La elaborarea acestei concepții privind noul manual de istorie au întâmpinat o serie de dificultăți, ce spun așa, spune Ciubarian, în colaborarea sau convenirea unor fapte cu reprezentanții ai altor state membri CSI. În sensul că nu toți, o parte dintre ei, socotesc perioada de alipire a Republicilor Astre Centrale, a Caucazului, cu perioada de colonială. Anii 30, anii Marii Terorii, sunt numiți cumva o modernizare forțată. Perioada celui de-al doilea război mondial, aici Putin este cel care atrage atenția asupra faptului că ar trebui văzut nu numai efect, să spunem, faptul că o parte din istorici socotesc vorbind despre o ocupație de către armata sovietică a statelor din Europa centrală și de est. Să ne gândim, așa spunea el, și la efectele pe care le-a avut o asemenea acțiune. Și își punea întrebarea ce ar fi fost de preferat, adică ce să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi învins Germania pentru aceste țări. Același lucru se pune în cazul statelor CSI, să aibă în vedere și consecințele pe plan politic, economic, cultural, renașterea acestor popoare, mă refer la popoare din Asia Centrală și Europa, din Caucaz. Eu n-am făcut decât să vă semnalez. E bine cei care au acces să ia această întâlnire cu membrii comisiei pentru a vedea. Sunt lucruri foarte interesante pentru că
se definesc câteva momente de bază din istoria statului rus, se redefinesc câteva noțiuni, inclusiv Revoluția din octombrie și Revoluția din februarie. Și ultimul punct, ultima informație legată de următoarea ședință a noastră, cu acordul domnului director Ciuceanu, pe 12 februarie va fi o conferință legată de Rusia și negocierile internaționale, un bilanț al anului 2013 și o perspectivă pentru 2014, o expunere pe care o ține colegul nostru, Claudiu Dejean. Rugăminte, urmăriți și noastră site-ul nostru, dacă intervin ceva schimbări, o să vedeți. Eu vă mulțumesc și dau cuvântul domnului Vărateanu, înainte de a-i dori succes în, și pe plan diplomatic și științific.